Cineva dintre cei cu care am lucrat și au privit video precedent, mi-au spus că, Igor, tu atâtea informații dai, numai că atâtea îi ascuns. Oameni buni, eu am strâns informația asta timp de o viață. Și eu nu vă pot da tot pe gratis, ne mânca și mie. Dar dacă vrei, caut-o și tu. Eu am cheltuit o viață. Nu știu tu cât ai cheltuit, poate mai puțin, poate ești mai norocos. Dar acum, hai să-ți povestesc despre eleu. Nu despre altcineva, dar despre mine. Sluga voastră, care a încercat să-și schimbe viața lui și a învățat atâtea că cunoștințele mele îl face pe om să uite de cancer, de cele mai strașnice boli. Prin ei în elul ăsta de căsnișel, prin ei de ziua ei, când vroie e. Dacă scoate coronița din cap care nu vede nimic. Deci pe mine mă cheamă Igor. Știți deja. Și acum hai să începem cum am mers eu. Când am deșifrat numele Igor, persoana dată este acela care a înzestrat cu cunoștință dumnezeiești pentru a arăta lumii drumul de a se elibera de greutate. Și Mleșnii Puti, Igor, Mleșnii Puti care arată calea dumnezeiască. Eu sunt născut pe data din 9. Orice om care e născut în orice lună pe data din 9, omul dat are așa o înzestrare, un dar, că el e iceberg singuratic într-un ocean de lume. Și omul care e născut pe data din 9, în cărțile tarot, este desenat un bătrânel confelinar care, arzând singur, luminează calea altora. Și acum imaginați-vă voi cât de mult eu m-am calișit cu mintea mea pe mine când eu, numele Igor, ieșeava din nume domnesc rusesc, de cneaz rusesc, și mă punea să mătur o gradă. Mă punea să dau apă la pui, la boboști. Eu așa care trebuie să fiu boier mare și trebuie să fac așa un lucru mizerabil să mătur o gradă. Cum nu dai, nu se lichește. Și eu nu știam că sunt născut pe data din 9 și trebuie ca să discut cineva cu mine, deoarece eu sunt din neamuri mari împărătești, trebuie să-mi ceară voie și să-i permit eu. Dar eu nu știam chestia asta și eu umblam de urma la tăți să-i fac ca ei să mă vreie. Asta e mare prostie. Din cauza la asta eu am cheltuit o bucată de viață în zadar. Am fost născut în luna august, leu după horoscop, și eu nu știam că ești care ești născuți în luna august, au venit într-o familie de oameni foarte cum se cade, dar aveau un neajuns. Perechea dată, pentru nimic în lume, în viața asta, nu trebuiau să fac o familie. Și eu nu știam că-s venit în august și dacă vreau să-mi merit viața mea fericită, colțul meu sub umbrelă a fericirii în viață, din noroc, eu trebuie să împăc toate rudele, istoria rudelor mele care trăiau în scandal, să le dau dragoste, să-i împăc. Și acum imaginați-vă că mămica, când a aflat că e gravidă cu mine, așa de tare și-a vrut o fetiță și mi-a pus prima programă de frică, prima programă că lumea asta nu mai vrea. Și care mă țin minte, sunt mai mare o leacă ca mine, toți așei care au crescut cu mine, zic, Igor, mai rău copil ca tine pe lumea asta nu era. Plus la asta, când aveam 7-8 luni, ca să poată duce la fântână, să aducă o caldare de apă, să ducă în bieș, să aducă niște cartofi de mâncare, ne aducem un iepuraș mititel, ziua. Îmi făcea o colaș din piernă și o egal să nu chic jos și cu iepurașul ăla eu mă luam să nu chic de pe pat jos. Când venea mămica de la fântână, iepurașul era ușis, gătuit. Permanent, nici un iepure nu a scăpat. Eu pe urmă, cât am trăit la Moldova până la vreo 35-40 de ani, așa de tare vroiem iepuri de nu vă puteți închipui. Și ne-mi dădeau vecinii, rudele, câte iepuroai ca fata, fata bine, frumos, câți iepurași fata, 10, 12, iepurași trăiau două zile, la a doua zi îi mânca
După asta pirie și iepuroaica. Era un blestem care eu nu-l puteam înțelege. Dar asta, după cum se vede, o programă băgată în cap că eu cu iepurile nu mă pot asocia. Deoarece copilul mitel mai mare frică decât cum a murit mama, nu-i. Și când vedeam iepurile și mă gândeam că este în locul mai mic, dacă am s-a lușit, se întoarce mai mică. Uitați-vă cât e de interesant cu blestemurile. Când voi socotiți că vă blastama cineva, dar eu mă bucur că mă blastamă. Serios, se lichește. Se lichește înapoi de dânsul, nu-i de mine. Ca să vă povestesc despre blestemuri. Mai departe, până în clasa 8-a, am avut o copilărie la un băiețel de aur. Dar cum am nimerit la țaul cursul întâi, datorită că mintea mea era cel mai mare dușman al meu, îmi făcea și niște probleme strașnice de viață, cu un an de zile de studenție n-am primit stipendie. Și închipuiți cum să te duci acasă când ai fost crescut, făceai o șotie la școală, casa noastră era a treia casă de la școală și eu încă nu veneam acasă, dar în colț mă aștepta vărguța de liliac. Eu am o scris așa de frumos că până în clasa a treia așa copiam caiete, așa boșeam până la 2-3 de noapte, copiind tot caietul cu niște greșeli. Mulțumim lui mamica. Și fără să-mi dau seama, m-am obișnuit pe mamica că mă bătea. Da, mă chisa ceva grozav. Învățând atâta și știind atâta, am ajuns la și conștientizare că omul când vine pe pământ ca suflet, înainte de a veni pe pământ, își găsește sufletele pereche care să-i fie viitori părinți. Și tu faci o înțelegere, un contract, ca ei să joace rolul cât mai crud față de tine, ca să prinzi la minte, să te oprești, te uiți la tine că tu ești Dumnezeu. Și eu așa care îmblam ca un câine cu gura cascată după atât, eu sunt cel mai bun, hai că eu sunt bun de prieten, hai așa, hai așa. Și a fost o viață de chin. Necătând că am copiat toane de maculatură, că am coropși cu maculatură la garaj, adică ce am învățat eu cărțile care le copii. Acum copii, măcar că am 20 de ani de copiat cărți, dar am o temă super de grozavă. Nu vă pot spune ca să vă dau câte o lucruță că să mai interesant. Dar tema e că tu poți avea tot ce vrei. Și nimeni nu te încurc. Tu singur. Deși eu ca să-mi ușurez viața, am învățat, am avut un jiz că m-a sculat udloarcă de sudoare reșe, m-a înjesat pe malul la părău și ala unde păștem boboșii cu mămuca. Că aveam o colibă, eram moșneac bătrân, plete albe, barba albă lungă, haine albe de călugăr. O zis că hainele albe de călugăr sunt călugări în lume. Și la coliba mea și de vreo 30 de oameni în rând ca să aștepte să-i primesc eu să discut cu dânșii. Pe la 5-6 ani m-a dus la o babă care eu aveam anghină, deoarece înghețeam obida și cum mi se înflau glandele, trebuie să mă înăduș. Și m-a dus la baba și ei mi-a pucat capul sub țoară, în lovăreț, cu coada de lingură, mi-a vrut în gură. Și ce cuvinte am auzit eu la 5 ani de la baba și ei, așa mi-a intrat în cap, că depinde cât de tare faci tu șotea cu viața ta, la mine îți pornește o programă, parcă ar fi împotriva conștiinței mele. Eu ți arăt cine ești tu. Da. Și când îi dădea baba scoate capul de sub țoară, eu începem să răsuflu ușurat, putem mânca, înghiță, putem vorge, mânca și morojnă. Și eu când am văzut așa ceva, vreau și eu ca baba. Prin clasa 8-a, prin la 8 ani, era o babă la Obreja, în raionul Glodeni, Făleș, cum era el atunci, care le cuie cu mâinile la cap, om de cap, el și cărnea și omul era sănătos. Fratele avea probleme cu ochii și l-a dus acolo. Și eu am văzut cu ochișorii mei de copil cum tăticul lui baba și ei i-a pus orică 50, orică 25 de rubli în buznar la halat. Și eu când am văzut așa bani, zic, dar vreau și eu. Pe urmă,
Ne duceam cu mamica la bunei în anii noi, Hârbovăți vechi, și de la Gulădeni până la Chișinău cu un autobuz turistic Carus. Și când vedeam șoferul de autobuz că îmblă prin salon și așa puteți să-i dau cu 3 ruble biletul până la Chișinău, vreau și eu șofer. Am fost șofer de autobuz în Moscova de vreo 16-17 ani și nu știu de câți. E ca așa ne vin nou în viață și ei și vrem noi, fără să în viața asta, au zis că este dorință când se îndreaptă atenția înspre un lucru. Și după dorință vine intenția. Ori intenția interioară, ca la copilul și al mitel care vrea mașinuța, jucărica, și începe a bate din cioare în magazin, că mămica nu știe ce să fac cu dânsul, și el nu mai primește lucrul și ala. Și este intenție exterioară, când tu trebuie să ocupi poziția de observator și să te uiți cum lucrul ăla îți vine în viață. Bun, oară cum ne-am cumpărat busul cu care ducem lumea la mănăstiri. Când sunt eu lumea din Moldova, am busul meu și nu știu că duc lumea la mănăstiri, și când vedeu un milion de icoane, ei deodată îi paraliza. Zic, nu vă speriați, suiți-vă. Eu cât mergem, vă povestesc despre icoane. Era o mașină super. Și cu excursiile tot așa, mi-a venit din gând, din cap. Și am uia cu luna august. Orice lună, deși nu te-ai născut în luna mai, în luna aprilie, în luna februarie, martie, dar ți-ai ales o lună oarecare. Pentru că trebuie să treci o lecție de viață. Și la mine lecția de viață a fost lecția de adevăr. Și înseamnă asta? Că om cu om se citește prin vibrațiile de minte, de creier. Și tu când mă vezi pe mine, dacă la mine sunt toate patru vibrații, intenție, gând, faptă, vorbă, patru vibrații sunt toate tot una coincid, tu ai încredere în mine. Dacă o vibrație din patru, intenție, gând, vorbă, faptă, șchiopătează, tu atunci citești vibrația din mine, că dacă mergi cu mine, eu te ajut pe drumul vieții, eu îți schimb viața. Dar când ajungem la o mlaștină, unde pământul fuge de sub cioare, posibil să chiși. Și că și înseamnă lecțiile de viață principală care le trece omul pe parcursul vieții. Eu le-am scris pe site-ul palomnicpoieschi.ru. Este foarte important. Deoarece acolo deschizi lecția, înșe că citești, citești două rânduri și vezi că e despre tine, parcă e scrisă viața ta. Și am să mai povestesc așa, zodic, care mi-a venit în cap. Și referitor la biserică. Voi vă duceți la biserică și vă rugați la Dumnezeu mort. Tu nu te rogi la Dumnezeu viu, dar la Dumnezeu mort. Și amu gândește-o la ce-ți poate da un mort. Tu te rogi la Sfântul și ala care a dus o viață de om sărac, umblat, disculț, și exemplu îți dă el ție, că ai și vreodată bogat, da, în locul și ala când te duci la biserică, sunt icoane, că dacă tu știi cum să-ți îngrupezi, de obicei le lămuresc la lume în timpul excursii, și tu primești și ea, și vrei tu, numai că te rogi la cel care îți poate da asta. Deci eu am icoanele și sfințe, cel puțin 17 ani i-am învățat și am făcut policlinică din icoane și din sfințe. La mine vin din Italia, Germania, Franța, din Anglia, din Israel și s-au rugat, doctorii le-au spus că copiii nu o să aveți. Dar s-au rugat acolo, nu au chicat în genunchi, nu au bătut mătenii și Dumnezeu le-a dat copiii. Așa că cu biserica foarte delicat. E religia care trebuie. Numai că trebuie să înțelegi o leacă, să te gândești când citești o rugăciune, dar și scrie acolo. Nu e asta întrebă, oare șeilant. E ca așa.